Am mai lucrat împreună, deci eu cu Cristi Gutău am mai lucrat împreună la FixAlern. Am rămas cu el în minte și mi-am dorit mult să lucrez din nou cu el. Și după aia, întâlnindu-ne destul de rar și vorbind, la un moment dat i-am spus, vezi că eu scriu ceva pentru tine. Și probabil că a trecut un an până la momentul în care i-am pus scenariul în față și i-am spus, băi, uite, filmăm peste o lună sau 3 săptămâni, nu știu cât a trecut. Ne-am mișcat foarte repede, asta e paradoxal. Deci n-am stat luni de zile ca să organizăm. În fiecare zi aveam ceva de făcut și, practic, la momentul în care i-am pus scenariul în față și până la filmare, au trecut vreo 3 săptămâni, timp în care el și-a învățat textul, am repetat împreună, am fost cu el ca să ne facem costume amândoi. Și așa mai departe. E un caz atipic, pentru că el nu se consideră a fi actor, eu îl consider foarte special ca actor, nu are diplomă de actor, dar la un moment dat am aflat că a participat la niște cursuri și că a fost foarte interesat de ele, niște cursuri de actorie de teatru. Avea un prieten care făcea un fel de workshop-uri, durau destul de mult, dar el avea răbdarea să stea acolo și se pare că tot ce a acumulat acolo i-a ajutat imens. Pe de altă parte, mi-am dat seama că după ce a terminat filmările s-a deconectat brusc și cred că a uitat și tot textul. A fost la un moment dat nevoie să facem un post-sincron pentru o replică de 4 cuvinte sau 5. Și nu rezulta ceva. Și eram în studio și el tot zicea, ce zic, ce zic, dar erau 4 cuvinte, adică nu era. Și mi-am dat, în momentul ăla mi-am dat mai bine seama ce efort a făcut el. Și faza mișto e că nu se simte efort. Asta e.